Primăria Municipiului Timișoara organizează recensământul populației canine pentru o comunitate mai sigură și responsabilă față de animale. Obiectivul proiectului este prevenirea înmulțirii necontrolate a animalelor fără certificat de origine, combaterea abandonului câinilor și gestionarea eficientă a cheltuielilor privind serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân. Uitați cât a crescut Tom de l-am adoptat acum un an, încă e tânăr, are un pic prea multă energie, dar ne iubim. De ce vi l-arăt? Ca să vă atrag atenția asupra unui proiect foarte, foarte important, împreună cu o asociație, facem un recensământ al câinilor din Timișoara. Asta înseamnă că efectiv mergem cu echipă din casă în casă să întrebăm ce câini sunt acolo, dacă sunt sterilizați. Și avem nevoie de voluntari pentru acest proiect. Și de aceea, dacă vreți să vă implicați, vă rog, mergeți acum în comment pentru acel link. Și veți găsi toate informațiile pentru a vă înscrie ca voluntar în campania noastră de recensământ. E foarte important ca să avem cât mai puțin câini fără stăpân și în oraș. Eu râd pentru că aici fiica mea face fițe în spatele camerei. Bine, v-am pupat și Tom te va pupă. Recensământul se va desfășura pe o perioadă de 10 luni, din luna octombrie a acestui an și până în luna iulie 2025.